Salutare urmăritori și bun revenit pe canal. Astăzi vreau să vedem o aplicație interesantă și bineînțeles o dovadă la o aplicație prin PayPal, dacă știți social media, o aplicație foarte bună și bineînțeles care îți permite să câștigi bani. Nu uitați să apăsați un mare like și nu uitați că în descriere o să găsiți grupul de Telegram unde vă puteți înscrie, unde o să găsiți o comunitate destul de mare, unde veți găsi multe site-uri de făcut bani în PayPal, în cripto, în tot felul de monezi, chiar aplicații care funcționează, chiar se pun și dovezi de plată, deci e o chestie mult mai sigură. Aplicația de astăzi o avem noi aici, TRX House, așa se numește. Practic, o să vă lăs un link de invitație ca să puteți să o folosiți, pentru că practic nu o puteți folosi dacă nu aveți un cod de invitație. O să vă arăt imediat cum funcționează. Practic, voi o să vă treziți direct în secțiunea, vă lăs linkul direct în secțiunea de invitație. Aici îți alegi un număr, trebuie să reții, aici o parolă, asta e parola de securitate, te ajută să retragi, invit cod, aici ca să invitația trebuie să-ți lăsi codul de invitație, bine, când folosești link-ul o să meargă în mod automat și cod, codul ăsta de aici. După ce ai făcut această operațiune, te întorci înapoi, intrăm, eu mă loghez, ok. O să zic exact cât câștigi cu această platformă, bineînțeles. O să intrăm aici în secțiunea aici, dacă dați pe acest clopoțel și dați în această secțiune. Aici veți găsi toate informațiile necesare. Bine, oficial, aici au și un grup de Telegram, puteți să-l accesați. Aici dacă îl deschideți sunt undeva la 2000 de persoane. Platforma rulează de ceva timp, deci practic nu este, n-are câteva zile, are o perioadă de timp care consider că o să mai țină o perioadă, nu știu cât, nu ai de unde să știi cât ține o platformă, va ține, mai ține o perioadă. Bun, aici puteți găsi informații, vreau să vă arăt cam care sunt câștigurile. Dacă investești de la un TRX până la 30.000 de TRX, ai un profit zilnic de 2,5, un dividend care poți să-l retragi. Dacă tu nu intri în ziua respectivă să-ți retragi câștigurile, a doua zi la fel, aceeași câștig o să ai, deci nu se mărește, practic. Tu ești, practic te obligă să intri fiecare zi pe platformă, să-ți retragi banii. Aici mai avem și posibilitatea de a ne promova linkul de referar. Sunt practic 3 nivele, o să vă arăt imediat. Dacă mergem aici în această secțiune Mine, o să vezi la timp că o să ai 3 nivele. Ai 1, 2 și 3. Practic, la fiecare nivel câștigi un procent. Să zicem că tu ai invitat un prieten, v-am mai explicat cum funcționează treaba asta. Apare aici. După aia, dacă prietenul tău mai invită cu linkul lui de referare un alt prieten, mai câștigi odată și la nivelul 2. Și dacă prietenul ăla mai dă link-ul tot așa mai departe, mai câștigi de la nivelul 3. Cel mai mare nivel câștigi 10%. Gândește, dacă investești 1000, să zicem că cineva investește 1000 de dolari, care folosește link-ul, eu voi primi 1000 de TRX, eu voi câștiga 100 de TRX. Deci este un comision destul de bun din punctul ăsta de vedere. Vă arăt inclusiv că aveți un fel de istoric, un roadmap, să zicem așa, despre proiect, cum am început, când el a fost lansat în februarie, ne zice exact când a fost lansat, februarie luna 10, 2022, luna 10, pe 10. Aici puteți vedea despre tot ce se întâmplă pe aplicația asta, să vă informați. Chiar vă recomand după aia, după ce așa să mai căutați și informații pe internet, pentru că vă ajută să vă documentați exact, să înțelegeți cum funcționează acest proiect. Aici ne spune diversele criterii ale lor, ideile lor, probabil cum să se dezvolte acest proiect. Practic este o minare în cloud, practic. Tu nu trebuie să deții, nu trebuie să ai un PC puternic sau nu trebuie să ai nimic deosebit, doar practic trebuie să faci, să investești, să practic închiriezi putere de la ei și să mergi mai departe. Acum hai să facem și noi, bineînțeles, o investiție. Ca să investim este foarte simplu, ca procedură, dăm aici, mergem frumușel pe depozit, foarte important de precizat, minimul de investiție este de aproximativ 5 TRX. Dacă deții suma asta, trebuie să investești suma asta. Dacă ai, poți să investești și mai mult. Bun, am copiat portofelul, dăm aici așa, mergem la Windrow. După ce am setat tot portofelul cum trebuie, bineînțeles, am aici totul. El zice că poate să dureze până la 4 ore transferul, o să vedem imediat prin Faucet Pay. Taxă de 2 TRX, bineînțeles că asta era și pe Payer, și dăm practic trimite. Bun, după ce am făcut această procedură,
O să vedem aici, vedem că este în... Avem posibilitatea, inclusiv dacă facem o greșeală, să o cancelăm imediat. Care pe Payeer nu aveai opțiunea asta. Acum, mergem înapoi pe platformă, dăm aici Get Deposit Amount, că am făcut acel depozit. Eu o să revin când va fi totul gata și vedem exact cât putem retrage. Ajung și depozitul, bineînțeles, destul de rapid. Aici trebuie să arate completat și practic este trimis, durează aproximativ între 5 și 15 minute. Eu cam asta am observat, destul de rapid, la fel ca Payeer, deci sunt foarte mulțumit din punctul ăsta de vedere. Acum să ne întoarcem pe platformă, să dăm un mic refresh și vedem că avem, dacă intrăm la aici Mine, practic contul principal, avem 48,31, fix cât am trimis. Deci a funcționat destul de bine din punctul ăla. Acum, hai să vedem cât putem retrage. Putem retrage 2, ceva la sută. Avem aici suma, cât putem retrage, bineînțeles, daily withdrawal limit 1,2. O să retrag banii ăștia în fiecare zi. Acum intrăm înapoi pe, bineînțeles, faucet. O să mergem la, să ne adăugăm, cum se numește, wallet-ul nostru. Să putem retrage. Și acum mergem înapoi pe platformă, adăugăm, bineînțeles, aici trebuie să adăugăm suma și aici trebuie să adăugăm așa portofelul, parola de securitate care v-ați ales-o voi, 1,2 și dăm confirmă. Ne zice ce, bineînțeles, să confirmă. Adresa asta va rămâne permanentă, deci nu poți să mai schimbi. Dacă vrei să o schimbi, trebuie să contactezi suportul. Ok, am confirmat treaba asta. Așteptăm puțin să se încarce. Și practic, vedeți că adresa portofelului a rămas blocată aici. Ok, facem aceeași procedură. 1,2. Practic, o chestie de setare. Și acum dăm retrage. Aici o să ne întrebe mici detalii, să pui un nume și chestii de genul. Punem imediat și revenim. Am făcut totul cu succes. Și la fel, acum putem da, bine mersi, Windrow-ul ăsta. Sunt niște setări care, na, vă zic că trebuie făcute, dacă le faci bine la început și le înțelegi, totul decurge foarte bine. Dăm acum. Și trebuie să ne arată Windrow succes. Acum este și 50, 49 ceasul, hai să verificăm portofelul, dar nu ajunge destul de instant, ia câteva minuțele până ajunge. Și hai să mă mai povestesc puțin despre proiect. Hai să mergem înapoi. Același share. E foarte important, zic, cum să faci bani. Primul pas, investește minim 500 RX pentru a-ți activa contul. După aia, distribui linkul tău de referat ca să faci mai mulți bani. Adică să zicem că tu nu ai bani de investit, vii cu 500 RX ca să ai contul activat, ca să poți să retragi. Recomand altor persoane, bineînțeles, să investească pe diverse grupuri, pe Telegram, sunt foarte multe grupuri de Telegram dacă cauți, pe Facebook, grupuri de Facebook și dacă ai adunat persoane care, să zicem, m-au investit, ai un total de vreo, zic, 1000 cel mai slab, adică sunt persoane care investesc și mai mult de 1000, practic 10% este câștigul tău și gândește-te pentru câștigi, câștigi din mai multe sensuri, adică dacă cineva investește, ceva am explicat, câștigi de pe prietenul respectiv și tot așa, adică ai practic 3 nivele de câștiguri, care mi se pare destul de genial. 1,20 și cât aveam eu, deci a funcționat foarte bine. Nu știu unde putem vedea depozit, cred că aici în această secțiune aș putea să vedem, da, uite aici putem vedea 1,2 făcut astăzi, au fost 26 de confirmări plus, deci lucrurile au funcționat destul de ok. Bun, noi ne vedem foarte curând. Acum și avară și dovada de plată de la Givi Social. O să facem împreună treaba asta. Am revenit și pe aplicația Givi Social, da, care este disponibilă și pentru Android și pentru iOS, dacă nu mă înșel. Acum dăm Windrow, am văzut că s-a mai donat ceva monezi, o să le schimbăm și pe astea. Și avem un total de 67 de cenți. O să vă arăt când am retras ultima dată. Am retras pe data de 12, adică acum 8 zile am retras. Tot așa 51, care am avut câteva retrageri, am fost retrage mai multe platforme, asta este minimul pe Payeer, o să aleg tot Payeer, pot să aleg și pe PayPal, dacă ajung la 0,95, Binance la 2 dolari. Ok, punem portofelul, linkul o să-l găsiți în descriere, facem această retragere, ne zice să confirmăm, ea o să se pună în hold, cum se vede și aici, dăm un refresh, se pare că la și 59 am primit, să vedem la cât am retras, la și 57. Deci, practic, câteva minuțele, maxim 50 minute poate să ia în general. El aici încă arată în hold. Ia să dăm din nou.
arată că practic send a fost trimis. Deci platforma plătește. O să aveți în descriere și acest link de la această platformă, așa că revenim, oameni buni.